Pentru a-ți răspunde la mai multe întrebări referitoare la prevenirea cazurilor de fraudă bancară, te invit să asculți și să notezi sugestiile experților pe care i-am invitat. Eugenia Valciuc este șefa secției carduri bancare și produse retail a băncii Fincombank, care ne va povesti despre fraudele financiare din perspectiva băncii. Era digitală aduce beneficii majore tuturor, dar există și anumite riscuri. Odată ce petrecem mai mult timp folosind internetul, infractorii tind să descopere noi modalități de a sustrage banii din conturile bancare. Cele mai întâlnite fraude în Republica Moldova sunt phishing, încercare frauduloasă de a obține informații, precum login, parole, datele cardului, deghizându-se ca o entitate de încredere printr-o comunicare electronică. Inclusiv situațiile în care pe calculator sunt instalate aplicații software care colectează date, obțin acces la rețea sau oferă dreptul de administrare a stației de lucru. Exemple de phishing sunt concursuri false, sondaje din partea companiilor mari și renumite, cum ar fi Google, Wizz Air, Poșta Moldovei, PayPal, Kaufland. Social engineering, un alt tip de fraudă și constă în manipularea clientului la telefon sau e-mail în vederea efectuării de tranzacții sau divulgării informațiilor, cum ar fi, dar fără a se limita la datele cardului, PIN cod, CVC, 3D Secure, coduri expediate clienților la telefonul mobil pentru a confirma transferurile rapide, transferurile P2P, transferurile între conturi. Exemplu de social engineering este când clientul este telefonat de către escroc care se prezintă drept lucrătorul băncii și solicită date confidențiale sub diferite pretexte. Family fraud, o fraudă prietenoasă, se întâmplă atunci când o rudă sau o persoană din apropierea clientului efectuează tranzacția fără știrea clientului, pe care ulterior acesta o declară ca frauduloasă. Exemplu este tranzacții Google, iTunes, Apple. Compromiterea cardului în mediul online poate avea loc, spre exemplu, când deținătorul cardului accesează și introduce pe site-uri nesigure sau scam datele cardului și alte date personale. Ulterior, aceste date sunt utilizate de către escroci pentru tranzacții neautorizate. Un alt tip de fraudă, dar care în ultimii ani nu este atât de răspândit în Republica Moldova, este skimming, procesul de copiere a datelor stocate pe banda magnetică a cardului, folosind diferite dispozitive electronice speciale, cum ar fi bancomate, prin fixarea unui dispozitiv de copiere în spațiul de introducere a cardului și setarea unei tastaturi false sau a unei minicamere pentru înregistrarea PIN-codului în momentul introducerii acestuia. La post-terminale, în momentul când are loc o plată la un comerciant și ulterior cardul este trecut suplimentar printr-un alt dispozitiv pentru a copia informația de pe banda magnetică. Putem oferi clienților următoarele recomandări. Mențineți actualizate programele antivirus la calculator, telefon mobil sau oricare alt gadget pe care îl utilizați la efectuarea tranzacțiilor sau pe care stocați datele cardului. Este strict interzis să comunicați sau să divulgați la telefon, e-mail, SMS, internet, datele cardului persoanelor terțe, chiar dacă acestea pretind a fi lucrătorii băncii, organele legislative sau reprezentanții sistemelor de plăți Visa sau Mastercard. Este interzisă înscrierea prin codului pe card sau păstrarea acestuia împreună cu cardul. Verificați cel puțin o dată pe lună extrasul contului pentru a vă convinge că într-adevăr dumneavoastră ați efectuat tranzacțiile. Este interzisă divulgarea login-ului și a parolei în internet sau mobile banking. Nu deschideți documentele atașate la mesajele de e-mail primite de la adrese necunoscute.
În cazul în care suspectați că ați fost victima unui atac de fraudă, contactați imediat banca care v-a eliberat cardul la numărul de telefon disponibil 24 din 24, care se află pe spatele cardului sau pe pagina oficială a băncii. Sau contactați banca prin oricare alte canale de comunicare pentru a bloca cardul. Ulterior, apropiați-vă la sucursala băncii pentru a depune cererea de investigare a cazului și a reemite cardul. Banca va informa la rândul său organele competente ale Republicii Moldova și va iniția la solicitarea clientului procesul de investigare a tranzacției declarate ca frauduloase. Banca nu va oferi niciodată informațiile confidențiale ale clienților săi persoanelor terțe. Banca nu va solicita rechizitele sau elementele cardului de plată, coduri, login-uri, parole primite de către clienți prin e-mail sau telefonul mobil. Nu va solicita datele personale prin e-mail. Pe rețele de socializare, banca comunică cu clienții săi și urmăritorii săi doar prin intermediul paginii oficiale ale băncii care se află pe rețele de socializare. Responsabilitatea băncii este de a duce la cunoștință clienților modul de utilizare a cardului, să ofere suport în regim non-stop și să informeze clienții despre metodele de prevenire a fraudelor. Însă cea mai bună protecție este atenția și vigilența personală.